No, bună ziua, dragii mei, doar vă fog de mine. Ia să vă mai spun eu un banc. Un banc era de pe vremea aceea, după Revoluție, când încă se ieșea greu din țară. Da, Iona nostru, norocosul, o făcut el ce o făcut, o intra pe la minister și o făcut rost de un pașaport diplomatic. Mergea în misiune, în treburile lui, colo, în Germania. Maria, nevăstuca lui, proaspătă, și ei zice, măi, Ioane, mă, dacă te mergi tu în Germania, zice, să nu uiți, să nu care cumva să uiți, să nu-mi aduci și mie o pereche de chilos de aia bun, de-a lor. Și am văzut eu la doamnele astea, pe că poartă, au plasă pentru păr, că vezi că eu am părul mare și să-mi prinde așa în plasă frumos. Bine, fă, Mărie, las că ți-o-i lua. Mere, Ionu își rezolvă el toate trebuie că le lui pe acolo, pe în Germania. Bă, la aeroport își aduce aminte, bă, tu vrei, doamne, că mă omor asta mea, că nu i-a luat. Mere, găsește un butic acolo în aeroport. În acel butic, ce se întâmplă? Patronul oferea un premiu de 500 de mărci în Germania celui care cerea o marfă ce nu s-o mai întâlnit până atunci. Mere, eu în repede, grăbdi să nu piardă avionul, merg la vânzătoare, doamnă vânzătoare, nu, îi spune în german, doamnă vânzătoare, repede, dă-mi o pereche de chilos și cu plasă pentru păr. Cu plasă pentru păr. Asta, spărietă, fuge iute la patron în spate, auzi patronul ce-o zis ăsta, ce-o zis? Ce să-i dau o pereche de chilos cu plasă pentru păr și noi n-avem, ce facem? Păi du-te, dă-i repede 500 de mărci și ace, să nu ceară și izmenii cu cofraje pentru ouă. Nu, deocamdată atât. Revin cu alte. No, bună ziua, dragii mei, doar vă fog de mine. Ia să vă mai spun eu un banc. Un banc era de pe vremea aceea, după Revoluție, când încă se ieșea greu din țară. Da, Iona nostru, norocosul,